Gripa continuă să ucidă în toată țara. Sâmbătă noapte, un bebeluș de numai 11 luni s-a stins din viață din cauza gripei aici, la Spitalul pentru Copii Grigore Alexandrescu. El fusese internat încă de pe 8 ianuarie, când se afla deja în stare foarte gravă. Acesta nu era vaccinat antigripal. Totodată, medicii atrag atenția că aceasta este singura modalitate prin care ne putem proteja de acest virus. Bebelușul este a șaptea victimă a gripei de până acum, după ce și un bărbat de 69 de ani din Prahova a avut parte de același sfârșit. Departamentul de situații de urgență a anunțat că sezonul virozelor respiratorii este în toi, iar copiii sunt cei mai expuși îmbolnăvirii, precizând că virusul nu poate fi tratat cu antibiotice. Este important ca părinții să țină în permanență legătura cu medicul de familie. În total, peste 53.000 de persoane au fost diagnosticate cu viroze respiratorii, printre acestea și foarte mulți copii care nu erau imunizați. Asta deși vaccinul antigripal se poate face de la vârsta de 6 luni. Doctorii spun că până la 9 ani, la prima administrare se fac două doze la interval de o lună. În România există două tipuri de vaccin care protejează împotriva gripei. Trivalent, adică are incluse 3 tulpini de virusuri, și cel tetravalent, cu 4 tulpini. Serurile sunt testate și alese la nivel internațional în funcție de estimările specialiștilor referitoare la tipurile de virusuri care ne-ar putea îmbolnăvi. Între timp, pe lângă vaccinarea cu serurile existente, pentru a ține gripa la distanță trebuie respectate câteva reguli. Mâncați multe fructe și legume proaspete și consumați cât mai puțin alcool. Virusul gripal poate supraviețui câteva ore, așadar evitați să duceți mâna la gură sau la nas după ce ați folosit un mijloc de transport în comun. Dezinfectați în mod regulat suprafețele din spațiile comune, iar acasă spălați des cearșafurile, păturile și prosoapele.